prenumele femeii din viața lui Victor, căreia acesta i-ar oferi 10 cu felicitări în materie de sex. Măi, mamă! Sex. 10 cu felicitări. Câte femei am agățat pentru că sunt prieteni cu Victor? Ce nu rămâne la el, ne mai bucurăm și noi muritorii de rând. Câte femei am agățat pentru că sunt prieteni cu Gianni? Minus 3. Când am zis că sunt prieteni cu Gianni, am putut. Atuul lui Cătălin Cazacu atunci când cucerește o femeie. E poet. Dacă nu dă roade, ce face, mă, el? Nu, îi ia geanta. Care este prima persoană căreia îi... Face lui pe timp? Ce? Nu. La tine e pe timp întotdeauna? Da. Cam cât? Păi n-am. De la 3 minute în sus, că până la 3 minute e restul lumii. Aoleu. Și maximul? Am început odată când eram la 14 ani. Hai, bă! Care este prima persoană căreia îi oferiți mărțișor de 1 martie? Păi vezi, mama! Eu mă gândeam că e Sofia. Mama? Prima, nu, da? Sofia e prea mică, adică ea nu știe cum nu? E normal, dar... Da, normal că și Sofia este acolo, da. Mărțișor, prima este mama, Sofia este foarte mică, eu să-i dau un mărțișor, nu. Ceva să se joace, nu? O jucărie, ceva, la noi mărțișor. Numele femeii pe care Cătălin Cazacu a iubit-o cel mai mult. Băi! Prenumele sau inițiala măcar? Eu așa știu. Adică o știu și eu. Eee! De unde știi? Tu mi-ai zis. Da? Se poate. Eu știu ce mi-ai zis la viața mea. Eu am scris. Cine m-a trădat? Cine m-a vândut? Mamă! Hai să vă spun eu acum. Deci tu, Victor, zici că nu știi, nu da? Știu și decât să scriu ceva ca să să-mi spargă capul după aia. Da. Cătălin, nu ai fost sincer pentru că știi la ce mă refer eu când am zis că ai iubit-o cel mai mult. Așa. Și Gianni spune că tu ai fost cel sincer. Da. Așa e? Așa e. Eu știu povestea asta din Dominicană. Acum nu știu dacă e real treaba. Este Maria. Asta ai scris tu, da? Este o persoană? Este un nume. De un nume, dar de parte știți voi, știe și el. S-a schimbat ceva din ce a scris Gianni pe foaie? N-ai văzut, am scris mama. Nu. Vreau să fii sincer. S-a schimbat schimbarea. Schimbarea. Deci ai văzut, n-am scris nimic, am văzut. Da? Oricum e în trecut. Asta zic Gianni, nu ne mai ajută acum, mai târziu, gata. S-a dus, s-a trecut trenul. Asta bine, este deci sincer. Aici luăm în calcul răspunsul lui Gianni. Ești de acord, Cătălin? Nu. Nu? Nu. Persoana de sex feminin care este în permanență în inima lui Victor. Hai să lăsăm la o parte mamele, că știm acum cu toții, mama. Nu mai dați răspunsul ăsta, primul răspuns, mama. Bun, aici nu avem ce să comentăm, că... Ce să mai Bravo. Comentăm, că aici ne de comentat. Hai, mamă, eu nu cred că atâtea întrebări. Nu, repede. Cel mai frumos cadou pe care Gianni i l-a oferit unei iubite. I-ai oferit ceva? Cuiva? Nu am oferit. Păi asta zic. Gândește-te așa. Cel mai frumos cadou pe care l-ai oferit unei iubite. Slash. Iubite, poate să fie și... Aoleo, hai, dă-mi înainte și... Ceva mult mai mult decât material. Asta e psihologie. Nu, mă! N-a ieșit! N-a ieșit!
Ce a scris? Gianni Inima. Vai, Victor, copii. Explică-ne. Un cuțit. Un cuțit i l-a dat ca să-i gătească sau? Da, el așa, ăsta e un semn de iubire. Îi dai cuțitul. Dar, Jim. Ce ai văzut cum e la emisiunea aia cu șefii? Îi dai un cuțit, chiar de... Îi dai cuțitul, mergi mai departe, știi? Asta spun, am mers mai departe. Dar hai, acum lăsând la o parte totul, răspunsul lui Victor cum a fost? Ăsta rămâne. Normal ar trebui să rămână însă, dar odată în viața mea am dat și eu inima cuiva, nu unei femei. Dar tu nu mai are inima și de asta... Dar nu se știe, poate să se mai repete. De asta este insensibil. E posibil, da. De ești nu? Deschis. Dar normal trebuie să sunt deschis. Oho, și că cum? Bun. Atul lui Cătălin Cazacu atunci când cucerește o femeie. Dar cum s-a ajuns la situația asta? Trebuie și eu să... Păi voi vă cunoașteți atât de bine? Ar eu nu scriu, pe ce să scriu despre mine? Păi de ce? Păi care crezi tu că... Spune care crezi tu că este. Nu, e ceva? A. Puteți să și cenzurați cumva pe foaie sau ceva, dacă da, are aturi din astea, ce pot, ce da, trebuie. Da, e ok. Stai că se mai gândește. Stai, mă, că stai că are mai multe și să aleg unul. Am ales, și eu am ales al doilea. Hai! Al doilea l-ai ales? Ce proști. Da, uite că ai mai multe aturi. Păi asta e, doar e de bine. Nu mă, ai pus ăla. Hai, bă, hai, bă, hai, bă. Tu ai scris ieri o prostie. Nu copia, Victor. Uite-l cum ține, mă, să nu copieze cumva cineva de la el. Nu copiezi de la mine. Doamne, ăsta a fost de la școală, nu lăsa pe nimeni să copieze. Da. Hai, bă, ne scrie! Lăsam pe toată lumea să copieze de la mine, ca să copiez și eu când aveam nevoie, știi? Hai să mă, lași eu mai scrie, ies din cadru, fain. Mi-ai tăiat capul ăștia. Așa. Mă vedem, hai. Hai, ia să vedem. Cătălin a spus așa. Am un suflet mare. Victor, întoarce și spune-ne. E poet. Ah. Nasul. Mulțumesc. Nasul. Pentru că se spune, când ai nasul mare, ai și altceva mai mare. Sufletul mare. Sufletul mare, asta am spus. Bun. Eu cred că Gianni te cunoaște foarte bine, că a dat niște răspunsuri așa mai bine, te cunoaște mai bine decât se cunoaște pe el. Păi n-am petrecut foarte mult timp împreună. Mai 4 mult. Luni. Hai să zicem mai departe. Să știi că aici el chiar este poet. Dacă știi când stă el și le explică și le tot vorbește și la ureche și băi, vorbesc serios, minute, ore. Ore, de acolo cu mine, ore stă. Dar spunem dacă și dă roade vorbitul ăsta. Dacă nu dă roade, o zic? Spune. Dacă nu dă roade, ce face, mă, el? Apelează la sigur, nas? Ca să fie sigur. Nu, îi ia geanta. Hai că deja intrăm în ia geanta. Și o ține el pe umăr, că n-are cum să plece fata. Că dacă geanta e la el, știi? Mă, stai un pic, senție. Tu chiar ești idiot, vrei să dau mâine? Vrei să spunem tot aici? Nu, mă, dar asta mi se pare mișto, e haios. Bun, ce drăguț sunt cel eu, mai mare defect al lui Victor atunci când vrea să impresioneze sau să cucerească o domnișoară. Man. Gata. Că nu încerci? Vezi, uite. Adică ești timid? Uite, uite, vezi cine ține cu el, bate. El nu? El nu se duce, este sedus. Păi, dar ăsta este adevărul, că cine ține, ia uite-mă. Este prea romantic. Explică puțin. Exagerat. Aici, aici exagerez tu, vorbim, este vorba de început. Parc, le spune doamne, nenorocie, o femeie nu vrea numai... Le ia pe toate de nevastă, asta e problema. Le ia pe toate de nevastă. Vrei în asta n-am înțeles conceptul că poți să le știi, să le ții și... Să le mai ții și... Da, asta zic. Să mai dai și drumul. Da, asta zic. Bine, și Victor, din răspunsul tău, ce să înțeleg? Nu, a concluzionat bine. Pe tocmai, eu nu încerc. Nu, eu nu fac niciodată pasul, nu. Asta serios? Niciodată. Nu primul? Nu. Și ar trebui să renunțe, să încerce și el primul sau să rămână așa? Ar trebui să mai încerce, asta e. Nu știu dacă...
este bine, cum am. Hai să mergem mai bun departe. Bun. Descrieți în trei cuvinte femeia ideală pentru Gianni. Hai. Pum, pum. Îmi trebuie mai multe foi. Păi, în trei cuvinte. Trei cuvinte? Nu, eu am scris altceva. Bine. Hai. Cătălin. Vulturi de noapte. Să fie femeia? Așa trebuie să fie. Să, nu vă spun noi, se înțelege perfect, trebuie să fie ca noi. Să fie de acțiune. E la tine? Acțiune, acțiune. A... Să fie miștorul. Adică. Adică ce zic eu? Să aibă toate calitățile astea. Și acum vă zic eu, să fie, să fie mișto rău. Să tacă, să nu-l preseze cu nimic, să-i placă dinamo. E important treiul? Nu e important, dar asta la trei era important, așa. E obligatoriu. Nu e important, dar ar trebui să aibă ceva. Ar fi una a tu. Da, da, da. Marcu Ciri. Nu, dar ea nu trebuie să facă nimic. Adică să nu-l întrebe unde e, când vine, de ce... Dacă se întâlnește cu ea astăzi, știi? Să nu zică nimic. Dacă merg împreună la nuntă, de exemplu, să nu întrebe. Să-l lase în pace, iar el va veni către ea. 100%. Bineînțeles. Dacă ești bou, dacă ești bou, ăsta rămâne, că-i marcă, boule. Stai să-ți colorezi banca. Hai, vino să-ți faci banca. De asta banca asta. Așa. Tu îți dai seama că nu suntem normali. Gata. Deci tătării dale. Gata. Hai mai! Gata, calmați-vă. Atenție, întrebare importantă. Prenumele. Gata, mă. Victor, vezi că te vizează. Ci trebuie să răspunzi și tu. Prenumele sau măcar inițiala femeii din viața lui Victor, căreia acesta i-ar oferi 10 cu felicitări în materie de sex. Măi, mamă, asta nu știm, băi, nene, nu știu. Asta e o întrebare la care el trebuie să răspundă. Păi, nu. Păi, da, da, noi n-am fost acolo. Da, corect. Ei n-au fost acolo și nici nu le-am povestit. Nu le-am povestit absolut nimic. Foarte greu. Mergem cis, mergem cis, nu e ok. Dar mai întrebați așa câteodată? Da, 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 acum ne-am întrebat, am întrebat odată de două, de trei, dar nu știu. Nu, și ca să te ajut eu, ca să nu... Nu este cunoscută, așa că stai liniștită. Pune acolo un prenume sau o inițială, măcar pentru ea, care se va uita la video ăsta, da, să se știe. Pune, frate. Să măcar știe că e vorba despre ea. Adresă. Telefon. Eu pun, dar nu are nicio... Și nici ea nu o să știe, probabil că ce, că m-am fost cu că poate mai mult. Este la Aguilera la Cazacu, că uite care te ia mama. Nu. No. Este la Aguilera. Hai. Nu. Deci voi știți pe cineva din viața lui Victor cu că? Nu, chiar nu o știu. Cerasela. Cerasela. Bun. Consuela. Hai. Eu nu mai am foi. Asta e. Iar la scrie pe braț. Hai, dăm tu. Scrie pe braț. Dintre voi trei, cel mai mare succes la femei îl are... Eu. Ia uite-l. Cine care scrie? Dintre noi trei toți avem. Da. Bun, acum hai să comentăm cum ați ajuns voi la concluzia că Victor are cel mai mare succes. Păi, frumusețea. Hai să facem un sondaj prin redacție, dacă vrei. Să întrebăm doamnele și domnișoarele din redacție cu cine ar vrea să petreacă o cină romantică. O cină zile pe o insulă pustie. Sau măcar o cină. Sau o cină romantică. O să vezi. O să crezi că vreuna o să zică. Așa bine gătește Victor. Nu neapărat. Nu, așa bine se gătește, Victor. Bun. Ce, ai avut cuvintele la tine, da. Nu? Da, bă. Ce zic, mare. Acum, unul dintre voi va fi exclus, adică cel din coada frazei. Câte femei am agățat pentru că sunt prieten cu Cazacul?
Deci tu nu scrii. Hai să vedem. Eu m-aș gândi, Gianni, la un singur lucru. Ți-ai minte la mare când dormeai tu și dimineață te-ai trezit? Păi, da, asta da, zic. Da, da, eu acolo m-aș fi dus. Da. Nu, că n-am cucerit. Acolo au fost aduse. Oh. Poate trebuia să taci din gură. Da. Pe tu l-ai... Da, eu l-am... De ce l-am... Pornit? Da, da. Să tu l-ai pornit. Hai să trecem. Hai. Peste. Că avem pentru fiecare. Zero. 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 Tu? Au fost sinceri? Nici eu n-am agulcerit când mă cunosc pe mine. Bine. Câte femei am agățat pentru că sunt prieteni cu Victor? A, eu nu scriu. Aici nu te vizează. Zero. Zero. Ei, explică-ne puțin. Toate vin la el și ce nu rămâne la el, ne mai bucurăm și noi muritorii de rând. Da, mă, dar nu toate. Ce nu trece prin ciur... Da, nu e așa, de ce? Nu toate. Nu e așa. Capă de ciur... A, că rămân în zonă, e altceva, dar nu cum am dus și mi-a venit aia la mine. Era cu toată. Ce marfă că ești prieten cu Victor, te doresc. De unde? Zero, mă rog, nu există. Adică, era cu cumva, tot exagerări. Pe cine îl bagă el în seamă, cumva mai rămâne acolo. Bine, asta câte femei am agățat pentru că sunt prieten cu Gianni? Trebuie să fie sincer. Minus? Ai trecut cu minus? Minus 2. Minus 2. Și alea pe care l-am agățat când am zis că minus 3. Când am zis că sunt prieten cu Gianni au fugit. Nu, da. N-am agățat, da. Acum depinde și cum interpretezi asta, întrebarea asta. Că Gianni are dreptate. În cazul în care nu știți câte întrebări. A, că suntem undeva, cum ai zis tu, și că au venit niște fete și cum zice Gianni, că au rămas pe acolo și după aia eu am plecat, că ele ar fi vrut cu mine și că Gianni a intervenit. Mi s-a întâmplat tuturor. Cum? Clar. Să vină pentru Gianni și au mai rămas și pentru voi? Sau da, așa? Cine? Da, așa, da, probabil că ni s-a întâmplat. Bine, dintre noi trei, cine este cuceritorul? Scrie cuceritor și spune care este dintre voi trei. Pe urmă, vedeta... Dintre, deci aveți dreptul un nume să fie în dreptul unui singur cuvânt. Și frumosul. Păi da, da, nu e că nu suntem bine. Hai să... Păi așa, trebuie să vă încatrați fiecare la un singur termen. Din. Nu e deloc ochii. Da, și am zis așa. Serios? Hai să vedem, deși am luat prin eliminare, să zic. Da. Hai. Mie mi se pare... Că asta cu noi e frumos, în primul rând. Păi că atunci trecem în altă parte. Pentru că tu, sunt sigur cum ai pus tu. Uite că și uite că păi da, fiindcă el mă trece pe mine, sigur, la... Cuceritor. Nu. La fel. La ce ai trecut? La cuceritorul. Păi nu sunt eu cuceritorul, mă, ăsta e cuceritorul. Că el cu poezia și cu alea și cu alea și cu... Sunt două ore. Și am zis că frumosul e Victor, vedeta e Gianni. Normal că el e vedeta, a fost... Ce-a mai rămas, am pus, nu că a fost capitan... Prin eliminare te-ai băgat și... Bă, da, are de tot. Păi, vezi? Așa e. Ia să vedem. Așa e. Deci de acord cu ei? Da, de acord cu ei și deci schimbat. În totalitate, cuceritor este... Cuceritor, cazacul, frumosul, Victor, the king is here. Asta e, vezi? Acestea fiind spuse, spultului de noapte, fost, actual, grei, fără pene. Actuali! Mulțumesc! Noi vă mulțumesc! Și noi! Ați fost sinceri? Da! Cel da, mai mult, Gianni? Da! Dureros de sincer! L-ai văzut că m-a provocat la o discuție și a zis de ce, Doamne, de ce? Nu trebuie! Nu lămurim pe aia cu mare, am sesizat-o, dar nu lămurim! Mulțumesc! Mare, te cheamă la ea, te cheamă la ea. Pe care? Pe care? Te cheamă la ea, pe care?